Cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, în municipiul Curtea de Argeș au fost organizate evenimente cultural-artistice. Printre acestea s-a numărat avanpremiera filmului documentar Pe urmele măriei sale, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Evenimentul a fost organizat ieri la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ce s-a gândit Neagoe Basarab? Că se scrie învățăturile foarte bine, scris, rânduite, făcute, bucuria noastră, dar a întrupat iubirea lui în capodopera care se vede la Curtea de Argeș, catedrala, a închinat-o adormirii Maicii Domnului. Vreau să zic că această catedrală, care are frumusețea ei și echilibrul ei cosmic, este întruparea iubirii dumnezeiești a Sfântului Neagoe Vodă Basarab pentru altar. De aceea acest altar a durat în istorie. Evenimentul a fost organizat de sectorul cultural și comunicații media al eparhiei. În luna septembrie a anului 1521, acum 500 de ani, Sfântul Voievod se mută la Domnul și este înmormântat în ctitoria lui de la Curtea de Argeș. Domnia lui este o epocă de lumină în istoria zbuciumată a voievodatului țării românești din veacul al XVI-lea, iar pentru noi un exemplu de conducere creștină și de trăire isihastă a unui domnitor român. Filmul a fost realizat de Cristian Ciorăneanu. Acesta a fost ajutat și de părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului. Filmul a fost într-adevăr o provocare și am de mulțumit multora. Distinția, cred că, în mare parte, trebuie să împart cu foarte mulți oameni. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a adus în această zi frumoasă, chiar ne-a dat o zi binecuvântată și ca vreme, și că am ajuns la al doilea hram al catedralei, la prăznuia Sfântului Voievod Neagoe Basarab, cu un cadou dumneavoastră și altora, și e un cadou care mi-l face Sfântul, pentru că El ne-a ajutat să putem ajunge să-L cunoaștem mai bine. Într-un film nu se poate cuprinde tot, indiferent cât e de mare, ca lungime, ca timp. În schimb, dexteritatea unui regizor, am văzut, constă în a trage din scrieri, din faptele minunate, din tot ceea ce este mai bun, acelea care pot să fie emblematice. După vizionarea filmului, a urmat un program artistic care a cuprins diferite cântece. Munții noștri au poartă.